Minutul 20 al reprizei a doua a adus echipei noastre o accidentare serioasă. Portarul Roxana Lifu, jucătoare de 18 ani împrumutată din București, a primit o lovitură puternică de minge în zona gâtului care a indisponibilizat-o până la finalul meciului. Roxana a fost lovită involuntar la un contraatac al handbalistelor de la HC Galați și s-a prăbușit în fața porții. Nici colegele, nici antrenorul nu au putut o ajuta, așa că a fost nevoie de intervenția unei asistente de la serviciul de ambulanță. A fost un șut după semicerc. Portarul nostru a sărit în fluture și a fost lovit în gât, în mărul lui Adam. A prins-o fără aer și se putea întâmpla ceva rău, dar leșinat de două, trei ori, dar am avut asistenta medicală care e foarte competentă, este de la ambulanță și au reușit să o stabilizeze și este totul ok. În timpul intervenției medicale, mai mulți suporteri furioși au intrat pe teren, dar au fost trimiși în tribună de arbitrii partidei. Meciul s-a reluat fără Roxana Lifu în poartă. Aceasta a stat pe banca de rezervă destul de afectată de accidentare, dar fără urmări deosebite după cele întâmplate.